Organizatorii acțiunii marchează evenimentul cu un concert la lumina lumânărilor organizat în dendrariul din capitală. Copiii au participat și ei azi la mai multe concursuri de graffiti. Pentru a avea o natură frumoasă și ca păsărelele să cânte, noi avem nevoie de acțiuni mai active. Priroda n-a de birece, natura trebuie ocrotită și ora planetei e necesară pentru oameni. Eu am desenat flori pentru că îmi plac florile și copacii. Împreună cu echipa, noi am organizat aceste evenimente, am procurat creta, am venit aici de dimineață, am căutat copii care să fie dornici să facă aceste minunate desene, am căutat grupuri care să se alăture acestor frumoase acțiuni. Adică împreună cu prietenii noștri ne-am gândit să petrecem o sâmbătă frumoasă în sânul naturii aici la Dendrariu. Lângă toate desenul pe asfalt sau jocuri mafia și alte jocuri cu copiii și cu tineri de ecovolei, noi seara, de la ora 8:30, când însă își dă startul evenimentul Ora Planetei, vom organiza un mic concert. Va fi posibilitatea de a examina o mică galerie de desene a copiilor care au vrut să exprime, să-și transmită mesajul lor vis-a-vis de ce se întâmplă cu planeta noastră prin desen. Potrivit unor calcule, dacă toți consumatorii casnici din Moldova ar deconecta energia electrică în decurs de o oră, s-ar economisi 278.000 de kilowați. Această zi, deci Ora Planetei, este consacrată faptului că ne adunăm cu toții și încercăm să stingem pentru un ceas, nu neapărat din casă, dar acele care nu le utilizăm rațional. Deconectăm lumina pe oră, am putea să economisim atmosferă curată generațiilor viitoare. Pentru prima dată, Ora Planetei a fost organizată în 2007 în orașul Sydney, Australia. În 2010, evenimentul s-a extins în peste 4600 de orașe din 128 de țări, între care și Republica Moldova.